Hai cu noi! Bagă-l cu noi! Cristi! Bine ai venit la mine! Dudule, bine te-am găsit! Mă bucur tare mult să ajung. Mă bucur tare mult să ajung pe la tine. Ești prietenul meu foarte, foarte drag de la Câmpul Lung Moldovenesc. Și mă bucur că te revăd, Cristi. Așa, și eu pe tine. Și ai venit pe la mine. Așa. Aici îți prezint un armăsar de linia Fitero. Da. De 5 ani. Da, foarte frumos. Murg. Și cam asta ce se vede. Fii atent, eram la prietenul nostru, la domnul Mugurel în Grajd, ne-am băgat la vaci. Și la un moment dat, mă, zic, ce se întâmplă, mă, unde e domnul Dudu? Domnul Dudu a nostru... Mă uitam la iape. Iapa roșie gestante cu ăsta. Așa. Domnul Dudu a nostru e la cai. Da. Așa. Da. Dudu, arăți foarte bine. Mulțumim celui de sus că... Așa... Fără el nimic nu se face. Zic că... Ce se întâmplă, mă? Ce se întâmplă, mă? Dă-l mai acolo, mă. Oare, așa. Trebuie să merg să-l curăț, Cristiolea, că la unghie, că n-am mai apucat, n-am mai avut timp de dânșe. Păi tot ai fost plecat, așa? Tot ai fost... am fost dus, ba încolo, ba încoace. Hău! Stai cu mine. Da. Și na, trebuie să ai grijă de dânșe. Când ăla-l altul de la domnul Iusescu, ce a făcut cu el? Ăla de la domnul Iusescu am avut cerere la dânsul și... N-am vrut să-l dau, dar au fost cerere mare la dânsul și... O ieșe banul și l-am dat. Înțeleg. Și e mulțumit omul de el, e bun, animal. În ce zonă? Aici, la margine. Deci aproape, da? Da, aproape de mine. Super. Dă-i. Acolo. Hop. Yeah. Hop! Hop! Dudu, tot timpul ne-ai obișnuit foarte... Ne-ai obișnuit... Eram să zic rău. Ne-ai obișnuit rău că tot timpul să ne arăt cai foarte bine pregătit și tot, așa să tot timpul. Dar nu i-am pregătit, nu i-am spalat, nu spalați cai, nu nimica. Că n-am știut că vii, știi? Am înțeles, da, dar tot... În forță maximă, tot timpul trebuie să fii. Așa. Dacă ești plecat de acasă, cine se ocupă de asta? Soție. Deci, doamna Mihaela, da. Nu lasă. Nu. Am înțeles. Ia caute, de dânșe. Foarte frumos. Da, stai să ți-l dau alea că și mânzucă. Stai el, că ești altă mânzucă. Ăsta încă-i străin Cristic, acum l-am adus. Așa. De la... Așa zic eu, fratele meu Eli, spartan, regele ardenejilor. Așa? Îl saltăm pe ferii. Și pe tata lui îl salut, pe tata familia, că eu mă zuc de 2 ani jumate, da? De 3 în primăvară. Da. Și vreau să fac ceva căluz din el. Am înțeles. Na, acum l-am adus vreo 5 zile. Poți să-l dai un pic mai încolo, vreo 2 metri, ca să-l vedem că e un cal mare frumos, să-l prindem frumos. Hai. El acum asta încă nu știi cu mine, știi că are numai 4-5 zile, nu mai mult. Dar se așa? Vedea el. Așa și de-l către Sania, să vadă Sania. Acolo, atât. Hai să-l învârc pe cealaltă. Bine. Yeah. Trebuie spălat, trebuie îngrijit. Na, el a fost ținut acolo mai... Da, sunt mulți cai. Mai? Atât? Hop, lasă-l. Așa. Sunt mulți cai, el are mulți cai, aduce din Cum îl cheamă? Cum îl cheamă pe... Igor. Ce, pe celălalt? Pe ăla Marcus. Așa și Igor, da? Igor și Marcus. Tu i-ai pus numele așa? Nu, așa e de pașaport. Și îl lași așa? Așa era. Îl lași așa că e frumos numele. Da, chiar numele Igor n-am mai avut la cai. Așa. No, oricum și eu... vreau să-l pun... L-am pus de vă 2-3 ori, l-am pus pe lângă el și l-am portat un pic. Și ce zicea? Vreau să-i fac perechi la ăla. Bune. Și ia-se perechi bune. N-o să crească mai înalt. Nu are nimic de ochi, ies-o un pic mai înalt, că identic nu îi poți găsi. Îi poți găsi, dar trebuie să fie matur. Da. Nu? Da. Și e foarte greu să găsești cai matur, fiindcă sunt puțin cai. Nu? Da. Și na, să îi găsești pe culoare, nu vezi că tâmbli să cauți un cal pe culoare, ce greu găsești. Pe culoare, pe poziție, pe... Da.
picioare pe... Și l-am luat mânzul cu că-i tânăr. Da. Și, na, pot să-l mi-l învăț eu cum vreau, știi? Că, na, că ai învățat sunt mulți, da? Eu trebuie să mi-l învăț cum știu eu. Una pus... când e un cal învățat și una când îl iei mânză. E pus vreodată pe amândoi unul lângă altul. Da, hai Piciu, vine încoa. Nu, hai să vedem. Hai încoa. Na, trebuie de parazitări, spălături, la densul ăla. Denești așa, zic, mai cu păr, mai... mai gingă, știi? Hai, vine aici, vine în dreapta aici, lângă mine. De la aici, aproape. De la aproape. Ia-l, vedeți. Lasă-i pe amândoi la mine, du și dă-o la cariberul acela, să te iei unul lângă altul. Ia-le loc. Ia-le loc. Ia-le loc, ia-le loc. Aha. Să înțeleg ca ai, da? Da. Nu fac nimic, ați cumins. Văd că are și el un pic de liniuță. Da. Ăsta are ca o inimioară și un pic prelungită sus. Mm-hmm. Ce să facem? Poți să-i duci pe amândoi așa ușor, încolo. Da, da, da. Ăsta e că nu știe acum. Cealaltă e, ăsta nu. Lasă-i, lasă-i acolo. De cât timp l-ai dat pe celălalt? Am vreo două luni. Are vreo două luni de când l-am. Și apoi ți-a stat două luni calul singur în graj. Am mai avut unul tot de fiter, o pereche și l-am dat și pe ăla. Așa. Un sur am avut, încă un ardenez roșu. Așa. Și acum l-am luat pe ăsta. Mulți cai trebuie să mai schimb eu să-i caut perechele alea să-i găsesc. A? Ai mult de umblat. Mult am de umblat. Ți-ai cal cu sânge. Ți-ai pregătit bocanci cu talpa așa mai groasă. Am pregătit. Ai? Am bilgirile lui tata, mi l-a lăsat. Ce-o zis? Asta, stai, asta ce-o zis, stai că tu când ți-o dat alea? Yeah. Băieții, băieții, trebuie să umbli, să cați, cați. Așa ți-o zis? Da. Și tu l-ai crezut? Tu l-ai crezut sau? Nu l-am crezut prima dată, dar cam îndeia de seama acum. A? Și te mai întreabă, taică, tu, nu, mă, cum e mă, cu bocancii tăi? No. Mai au tălpi? Nu mai au? Da. Las că e bun. Jumate-s ros. E bun așa. De-mi asta dacă vrei și zbor, știi? Aha. Lasă-l, lasă-l. A, dă-l așa frumos aici, pe lângă el. Cinci, vine lângă. E băiat fain, Gabi, tău. Îți place de el. Da, el acum se învață cu... Ai carnet de șofer, copile? Acum și e permisul. Ai, bă, carnet de șofer. Nu, nu, nu are. Oh, lasă-l așa. Ăle. Cum... Dudu, cum vezi tu mânzul, cum îl vezi tu pe mânzul Igor în viitor? Cum îl vezi tu? Te întreb așa. Ei, tu ești un băiat cunoscător la cai. Ies, după părerea mea zic, ies un mânz greu. Ies, da. Greu și cu forme bune. Ies bunișor. Nu ies mondial, regi, pisticai. Ies cai și mai bun. Dar ies bunișor, ies un mânz bun. Ia întoarce-l alea cu piciu. Întoarce-l la spate. Așa să vedem. E Igor. A, atât, hop, hop, hop. Are și spate bun. Îmi place că nu are drept. Nu se zvârle unul pe altul. Și blând cu minte. Întoarce-l iară, tinere, te rog. Întoarce-l la dată încă dată. E Igor. El încă hop, atât. Încă e copil, nu știe ce cu dânsul. Aia să bun, grozav. Pentru mine. Foarte frumos. Dacă îl pune pe Igor, dacă ar fi stat ăsta, lasă-l așa.
Dacă stătea asta la alta așa, nu lovea nici el, așa? Nu. Dar da, nu lovește niciodată. Lasă-l acolo pe filmare să vadă. Vie, mă. Uite aici. Lasă-l așa să fie. 3, 2, 3. Era altul acum. Dar nu fac, ai blânz grozav. Maxim, 100%. E bun așa. Îmi place. Foarte frumos ca ei. La mine nu au voie să facă câte chestii de astea, că dacă fac, stau în put. Mănâncă direct de la sursă, nu mai mă urc eu să le dau fain, știi? Am înțeles. La mine calul trebuie să fie cu minte, na. Mai se bagă soția, se bagă la ei, se bagă, trebuie să fie cu minte ca ei. Foarte frumos, Dudu. Asta e, Cristi. Cum, când te-ai întors de am o lună. O lună? O lună. Ha? O lună, de când am venit. Nu ți-e dor să te duci iară? Nu. Ha? Nu. Cum e acasă, nu e nicăieri. Nu. Să-ți lași tu frumusețile astea de munți. Pe care casa, lăsat... caii. Așa, pe soția ta, casa ta, caii tăi, da. Munții tăi, apa asta ta de pe valea seacă, prietenii tăi. Să lași pe oameni așa în ei, să... Cum e acasă, să alerge el singur pe aici, pe stradă, în picioarele goale. Lași-o așa. Nu îl las. Trebuie să alerge cu mine, alergăm amândoi. Așa, așa. Ziceam cu picioarele goale că în apă. Te bagi, nu te bagi cu bocanci în apă. Îmi place cum te lași așa tu în față. Aș vrea să te văd. Dudule. Așa. Dudule. Când vin tura următoare vreau să văd că și la alalt faci la fel. Da, dar trebuie să le instruiesc. Hai grijă, bă. Bă, tu vezi că să nu sară bascarii pe camă. Să nu sară bascarii. Trebuie să le instruiesc pe cealaltă. Trebuie să le instruiesc că nu știe celălalt de nimica. E, dar o să-l faci așa? Da. Să faci așa? Doamne, că vii să-l vezi cum se poartă și ăla. Zici tu? Hai să vezi. Nu, bine. Gata, deja știi, așa că nu mai trebuie să se întoarcă. Da. Ha? Gata, când îi spune gata, gata. Gata, băi. Foarte frumos. Zici să-l aducă și pe celălalt. A, aduci pe celălalt aici. Să facem o încheiere aici. Aduci o Cristi. Zic că... Cristi, poți să lași acolo numărul meu de telefon. Ca ei nu sunt din vânzare. Încă e ca o sperechelă asta, așa-i? Îl bași pe al treilea... Nu, nu. Dar, că n-am înțeles. Îți lași un doritor de munte, la, de iepi. A, de... am înțeles. Hai mai încoace. Dă-l mai față. Deci nu mai cauți pereche, l-ai împerecheat cu ăsta, da? Momentan, da. Hai, tineri, mai... Momentan îl lăs un pic pereche cu... Cu Igor. Îl lăs Igor un pic pereche. Erai salurie și tinere. Da. Ai grijă. Momentan îl las pe Igor pereche cu el. Să vedem ce vrea să facă. Și poate ești ceva iepe. Mă deplasez la domiciliu. Ai remorca. Așa în jur de 100 de km mă duc la domiciliu. Ai remorca? Da. Și te duci cu omândoi. El? Omândoi. Și pe ăla. Pedigriu cu tă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 t
Turic, stai să-l dăm, Turic. Dă-l pe el, Turic, și atunci nu mai bai. Turic, nu voi. Așa. Bun. Dudu. Dacă ne lași un mesaj de final, știu eu, poate ai vreun prieten pe străinătate sau prin... Îi salut pe toți prietenii mei, pe toți iubitori de cai. Da. Le urez multă sănătate și fericire. Așa. Și cei plecați în străinătate, așa cum ai fost și tu, plecați și vei mai bine? Plecați în străinătate. Ce ai mesaj ai pentru ei? Lasă străinătatea să mai stea pe acasă. Așa. Că viața trece și nu chiar, te legi cu nimic. Chiar dacă n-au bani. Chiar dacă nu. Să fac bani și în România. Să fac? Bun, așa. Dudu, îți mulțumesc frumos, îi mulțumim și lui Gabi. Mulțumim, Cristi, că ai venit pe la noi. Cu mult drag. Te așteptam cu drag pe Dura Vita. Mă simt foarte bine pe Valea Seacă aici, între prietenii noștri. Nu mai apucăm și la Oanea acum în seara asta, dar mâine dimineață, înainte dimineață, să plec, mă bag. Facem și la el, facem și la Andrei, are o poneiță frumoasă. Așa. Mai facem, că este timp. Bun, încolo, către tir și după tir și ne hai vedem. Hai după mine. Blond. Să dăm față, dăm față, că-l mâni eu pe tău. Yeah, Igor. Yeah.
Gabi, mulțumim. Să-ți trăiești. Ciao. Yeah.